Ok, deci salut monsoon rare și Bianx la un episod de data aceasta. Vom face ceva mult mai special. Vom încerca dulciul din Germania. Da, sunt dulciuri din Germania, sunt o grămadă. O grămadă, nu mai trebuie să vă arăt. Aveți linkul unui prieten în descriere, abonați-vă și voi la el. A zis că la 10 abonați o să se apuce și el de YouTube. Dați un subscribe, face o treabă destul de bună, chiar dacă n-am făcut videoclipuri. Da, asta e. Păi, da, hai să începem. Ok, deci mi-am făcut cu ochiul. Aha, te-ai prins cu ochiul. Sunt niște caramele, se numesc Lash Gummy. Puțin în germană, dar acolo să gurei. Cu fructe și cu iaurt, cică, nu știu, caramel, gereuri. Hai să nu știu. Ok, deci e micuț. E micuț. E drăguț. Era să scap. Are chestia asta albă și aia. Wow, sunt foarte bune! Cumpărați-le! Nu. Sunt destul de bune, mie mi-au plăcut. Acum, na, după gusturile... Ok, acum hai să trecem la chestia asta, nu știu exact ce. Se simte ca o caramel, e de cireșe, se numește frit. Că știu. Mamă, ce bine miroase. Deci, e o caramea de asta așa. Deci că e... miroase foarte bine. Și... da, deci sunt bune. N-am avut o idee bună să iau toate aia în gură, dar jeleurile astea, de fapt caramelele astea, îmi plac la maxim, m-am deci le adoră. Următorul lucru, avem Hekeschlin, arată ceva de genul ăsta. Tot e cam praf, nu știu că cred de la sarea aia ce ne-a băut. Deci, arată așa, ca un, și miroase a lemn dulce, deci nu supor lemnul dulce, mamă. Hai să încercăm totuși. Ai căcat nou. Nu e bun. E amar, e de toate, numai. Ăsta e la fel, doar că e cu smeură, la fel ca aia altă, de mai devreme. De-astea, cu sare pe ele. Bă, ești nebun, ești miroase perfect. Hai să o mâncăm. E ca macră. Hai să trecem la chestiile astea. Remesc mamba cu gust de cola. Ok. Deci aici... mamba. Sunt niște caramele, cred. Dar bine așa împachetat, sunt vreo... cred că 4 aici. Mă, se simte gustul ăla de aroma. De cola, la geleurile alea mici de cola, mamă. Ah, pa, nu sunt astea mici, așa. Ok. Hai să luăm una. Poate vezi că mai bine am băgat încă încă una. Ok, deci, asta e caramea, sper. Și era asta cola. Hai să vedem. Mm.
E destul de bun. Da, sunt destul de bun. Ăsta e la fel ca... Aba, nu. Bine, e altă firmă, că e cam la fel. Știu că de-astea avem și în România. M-au am ăsta. Am văzut la Jumbo. Hai să trecem acum la ăștia, Haribo, Lilieci, ăștia negru cu albastru, albastru, de ăsta e schis, e culoarea mea preferată, da? Cauciu. Voi mânca cauciuc. Bă, sunt destul de buni. Chestia asta albastră. Aici nu cum e chestia neagră. Sper să nu fie lemn dulce. Ba, da, e lemn dulce. Ne-a mai rămas 3 chestii aici. Avem sucul ăsta. 2 ciocolăți sau ciocolate. Hai să începem cu... Mamă, stai, stai. Poză pentru doamne. Da. Hai să începem cu asta de lapte. Deci vă zic de acum, dulciurile mele preferate sunt, de fapt, mai e... Asta e ciocolata pe primul rând, pe primul loc. Ori cu alune, ori cu lapte. Și după aia, al doilea loc, sunt caramele de gen. Dar alte caramele nu, decât de gen. Hai să începem cu asta de lapte. Avem aici, ne zice, ia, Ritten Sports, Alpen Schmish, așa și... Da. Hai să deschidem. Da, e bună. Aș puțin și eu. Uitați-vă, gândiți-vă că ăsta e doar un rând. Unu. Hai să încercăm cu alune, da? E la fel, doar că e verde și scrie nu știu și blitter. Și vreau să spuneți în comentarii dacă ați ajuns până aici. Dacă voi credeți că sunt amuzat, cel puțin eu nu cred că sunt amuzat. Câteodată mai râd la plumele mele, dar... Na. Ok, hai să încercăm asta cu alune. Bă, asta de alune, parcă a avut altă ciocolată în ea, nu știu. Oricum, totuși a fost bună. Și după toate chestiile astea mi s-a făcut sete, așa că hai să bem un mezo mix. E un fel de mix între cola, Fanta și mai ceva. Cust. Miroase a cola. Are gust de Fanta mai mult, adică... Miroase a cola și are gust mai mult de Fanta. Ciudat. Da, aparent mi s-a închis camera și... da. Oricum, cam atât o să vă place episodul, sper că nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!